doctrina păcatului original sau a faptului că ne naștem cu o natură păcătoasă, că suntem concepuți în păcat, lovește decisiv în doctrina pelagiană, care spune că omul devine păcătos observând la alții păcatul și învățând și el să facă păcatul, da? Asta este o altă teorie. Omul nu se naște în păcat. Omul se naște într-un mediu păcătos, cu părinți care păcătuiesc, cu oameni din jurul lui care păcătuiesc. El este copilul ăla, drăgălaș, da? Gingaș, îngerașul, da? Care, datorită faptului că are oameni păcătoși în jurul lui, învață manifestări păcătoase. Adevărul este diferit și anume că omul se naște în păcat, dar pentru o anumită perioadă de timp nu are puterea de a manifesta păcatul și nici nu știe să manifeste păcatul. Faptul că un copilaș la 3 zile nu are capacitatea de a manifesta păcatul nu înseamnă că nu are natură păcătoasă. Ci înseamnă că este doar o chestiune de timp, foarte puțin timp, când copilul își va manifesta natura lui păcătoasă și răutatea lui. Sunt mulți oameni cărora această doctrină le se pare groaznic. Când auzi să spui așa ceva despre copii, cum? Îngerașul ăla, copilul ăla drăguț, nu, el e inocent, el e extraordinar. Nu, nu este. Nu, nu este. El este un copil al mâniei. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu.